Fiți atenți, chiar acum o să intru la această căsuță și vreau să vă arăt cum arată căsuțele din Normandia. Fiți atenți! Chiar îmi place intrarea, porțile sunt deschise, așa că voi intra aici să vedem acțiunea din Normandia. După cum vedeți, clădirile sunt extrem de frumoase și bineînțeles sunt cu paie. Ia uitați, fiecare căsuță cum arată. Aici avem o fântână excelentă, veche, de aproape, cred că este foarte veche, 100%. Ia să vedem. Este foarte adâncă, așa că nu o să mai intrăm să vedem care este treaba. Și haideți să vă arăt, să vă fac așa un mic tur, cum arată și cum sunt construite aceste căsuțe din Normandia. Ia priviți. Așa că priviți aici. Priviți aici că sunt numai din piatră. Uitați, totul e sculptat din piatră, priviți. Deci așa ceva nu am văzut rar. Așa că ia uitați. Aici avem un moș vechi de aproape ceva ani. Și după cum vedeți, uitați-vă sus acolo, căsuța este din paie. Ia uitați. Ia uitați. Uitați-vă aici. Deci piatră pe piatră și totul, acoperișul este din paie. Vă dați seama? Hai să facem un tur la această mini căsuță și să vă arăt cum arată această căsuță din piatră. Vă dați seama câți ani rezistă această piatră. Și uitați cum maclavaiți din acesta. Deci aceasta rezistă sute de ani. Sute și sute și milioane de ani. Iese din piatră. Așa că cam așa arată structura la o casă din, de aici din Normandie. Ia uite așa acoperișul cum arată. Deci e foarte vechi. Și după cum vedeți, sistemul ăsta este copiat după România. Că și noi avem case în stilul acesta. Așa că vă las videoclipul pe YouTube să-l urmăriți și voi. 100%. Și după cum vedeți, stilul acesta de casă cu gărduț excelent este ca în America. Ia uitați. Ați văzut? Deci un stil de casă foarte, foarte frumos. O să vă arăt toată proprietatea. Să vedeți cum arată. Ia uitați. Și bineînțeles, pe aici avem altă casă din piatră. Aici avem hambarul cu lemne. Ia uitați. Vă dați seama câți ani rezistă și cât a rezistat aici aceste lemne. Ia uitați. Deci priviți că este totul ok. Ia uitați. Lemnele sunt așezate în stil indian pentru iarnă. Toată clădirea și bineînțeles să vă arăt și cărămida. Ia uitați cărămida. Cărămida din care este făcută casele. Ia priviți. Deci este super tare. Deci ați văzut care este treaba. Așa că casele din Normandia arată extrem de bine și
la casă, uitați ce este folosit, un fel de placă din munte, asta e placă din munte, extrasă din munte 100%, după cum vedeți, vedeți? Deci, 100%. Se vede ok. Așa că v-am arătat cum arată casele în exterior. O să vă arăt și în interior. După aceea să vedeți cum arată aceste case din Normandia. Deci casele vechi aici au cel puțin 700 de ani, 100%, nu se știe niciodată cât ani are și bineînțeles câte zile au, așa că americanul vă prezintă toamna. Ia uitați, uitați aici. Ia uitați, leagănul este pe poziție și bineînțeles terenul este destul de mare, așa că, după cum v-am arătat, casele sunt făcute din piatră, priviți, din piatră și bineînțeles puse la punct. Vă dați seama că s-a lucrat la această casă pentru a fi pusă pe picioare și ce piatră s-a folosit și după cum vedeți totul a fost făcut manual, așa că americanul v-a prezentat structura de casă din această zonă. Așa că americanul să vă arate și interiorul la casă. Ia uitați-vă. Uitați-vă aici. Vă dați seama cât s-a spart la această piatră? Eu zic că prima dată a prins un beton și apoi a fost șoplită. 100%. Părerea mea, așa că americanul vrea să vă arate apoi interiorul la casă, să vizitați și să vedeți cum arată o casă din Normandia. Bineînțeles, și fântâna asta s-ar putea să aibă cel puțin 100 de ani sau 200-300 de ani. Ia uitați. Uitați cum arată construcția. Vedeți? Ia uitați. Așa că geamul este foarte bine pus la punct, cărămidă peste cărămidă și bineînțeles arta casei continuă și bineînțeles videoclipul o să încheie aici și o să mergem mai departe cu noi explorări prin Normandia. Ce îmi place aici la această casă? Îmi place aceste porți. Zici că e făcută ca în America, așa că stilul la această casă este stilul norvegian, să zicem. Gardul și acolo la fel. O să vă arăt și interioarele peste ceva timp. Așa că urmăriți acțiunea americanului pe canalul de YouTube. 100%. Haideți să vă arăt interiorul la această casă. După cum v-am zis. Așa că vă arăt cum arată și în interior o casă din Normandia. Ia uitați. Așa că americanul zice bineveniu. Hop! Și după cum vedeți, să știți foarte bine, mobilierul întotdeauna într-o casă de aproape 100 de ani este foarte vechi. Ia uitați cum arată o casă din Normandia. Mobilier vechi, foarte bine pus la punct, așa că să nu aveți acțiuni totale. Mobilier vechi, scaun vechi și bineînțeles ce m-a atras foarte tare e acest mobilier. Este foarte vechi și foarte
bine pus la punct, așa că și unele 100% sunt din porțelan, oglinda făcută din bambus. Imediat o să urcăm și pe la etaj, vreau să vă prezint bucătăria. Ia uitați cum arată bucătăria. Bucătăria făcută din tot felul de criterii, nu o să mă arăt în interior, pentru că aici poate să fie totul nou. Dar vreau să vă arăt exteriorul, câți ani poate să aibă această bucătărie. Așa că, dușul, mașina de spălat, astea sunt noi, astea n-are cum să fie vechi, așa că totul este ok. Ieșim de aici și mergem la frigider. Luăm de aici două beri. Să știți că frigiderul este 900%. Uitați-vă la mobilier cât de vechi este mobilierul. Mobilierul este foarte vechi. Este, oricum, este foarte bine treținut. Dar bucătăria și blatul făcut cu gresie este wow, wow, wow. Așa că vă arăt și gresia. Uitați gresia, cum arată gresia. Gresia e 100% nou-nouță. Și haideți să vă arăt și la etaj. La etaj, cum urcăm pe scări, frumos, frumos. Să vă arăt etajul și camerele foarte bine puse la punct. Ia uitați. Intrăm într-una din camere. Deci până la urmă, haideți să vă arăt mobilierul 100%. Ia uitați. Uitați cum este mobilierul acesta vechi. Deci e foarte vechi și bine pus la punct. Podeaua este făcută din lemn. Mai avem aici o cameră. Uitați și o cameră aici 100%. Și priviți mobilierul. Oricum miroase aer vechi și bineînțeles dulapurile sunt extrem de vechi. Cam așa arată o casă din Normandia, bine pusă la punct, simplă. Asta e casă simplă, nu pot să spui mie că este casă nouă-nouță. Hop! Ieșim de aici, mergem și la etaj. 100%. Așa că stingem și aici becul. Haideți să mergem pe aici. Urcăm la etajul aici sus. Să vă arăt și la mansardă cum arată și cum arată sus de tot. Cum este locuibilă. Aici avem becurile. 100%. Ia să vedem. Aici avem. Da, aici suntem la mansardă. Ia uitați. Uitați aici cum arată. Totul din lemn, casă construită pe lemn și bineînțeles pusă la punct. Ia priviți. Super tare. Aici avem Castolfonus, foarte vechi, Pioner, așa se numește Pioner, foarte vechi, combina, paturile, scaunul foarte bine sculptat. Deci este de lucru. Așa că vom merge aici acum, unde este saua de ba. Aici este toaleta, așa că nu o să mai arăt mai încolo. Ia uitați, ăsta e duș, 100%, poate să fie vechi, dar uitați aici, lemn vechi. Și bineînțeles, aici este placou, dar arată extrem de bine. Extrem de bine arată, 100%, o casă întreținută. Așa că coborăm jos. Coborâm jos și acum intrăm în altă cameră pe stânga. Ia uitați. Ia uitați. 100% aici este o artă excelentă. Ia uitați. Tapet, 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 tapet. Un tapet extraordinar. Și bineînțeles aici avem pietre de mare. Ia uitați, inimioara cu piatră. Super tare. Ieșim și de aici. Și bineînțeles, acum coborâm jos.
Și uitați-vă la această scară, cât de veche este. Și v-am prezentat în mare parte interiorul la această casă veche de aproape câțiva ani de zile. Ia priviți. Deci arată super ok. Așa că luăm acum aceste beri. Ieșim pe ușă cu ele. Și bineînțeles, aici avem un bec. Aici ieșim pe aici. Hop, închidem ușa. Și bineînțeles, acum punem aceste bere aici. Și vă arăt eu ce facem acum. Priviți. Luăm cheia. Și închidem acțiunea, așa că acum mergem aici și bineînțeles v-am prezentat și casa aceasta frumoasă. Ne auzim!